La cea de-a 70-a aniversare a Institutului Internațional de Teatru, pentru a sublinia aspectul transcultural și internațional al teatrului și al ITI, Consiliul Executiv ITI a selectat 5 personalități, câte una pentru fiecare regiune UNESCO, Africa, America, țările arabe, Asia și Europa, pentru a scrie un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului, 27 martie. Găsiți mesajele în comunicatul Uniunii Teatrale din România, publicat cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului. Teatrul este așadar în sărbătoare, iar noi, Teatrul Municipal Matei Vișnec Suceava, suntem foarte bucuroși că ne putem alinia la această sărbătoare mondială, că suntem parte a comunității teatrale la nivel internațional, mai ales din punctul de vedere al faptului că teatrul este foarte iubit și apreciat de toată lumea. De ce? Pentru că atunci când te duci la teatru, practic ieși din cotidian, din tot ceea ce, din agitația de peste zi, pentru a te regăsi. Și pentru că este o sărbătoare, la o sărbătoare întotdeauna primim sau dăruim cadouri. Ei bine, Matei Vișnec spunea că cel mai frumos dar pe care poți să-l faci cuiva este să-i dăruiești din timpul tău. Iar noi am adăuga, ce este mai frumos decât să-ți dăruiești tu însuți ție timp prin a veni la teatru. Pentru că în momentul în care vii la teatru, te simți mult mai... ai o stare de libertate extraordinară și de regăsire în același timp. De Ziua Mondială a Teatrului avem gânduri frumoase și de la dramaturgul Matei Vișnec. Veniți la teatru pentru că este casa voastră. Este casa în care locuiți și în care veți afla multe lucruri despre dumneavoastră înșivă, despre lumea de astăzi, despre misterele lumii de astăzi și despre, știu eu, cosmos, despre poezie, despre ceea ce ni se întâmplă. Nu putem înțelege viața de astăzi și actualitatea doar stând la televizor și citind ziare sau, știu eu, vorbind cu vecinii sau încercând de pe stradă să aflăm în ce direcție merge destinul nostru. Veniți la teatru pentru că este un loc în care se vorbește despre om, despre contradicțiile sale, despre frumusețea de a trăi în numele frumosului, despre sensul vieții. A fi artist astăzi, a fi actor la Suceava, înseamnă a fi perturbator de normalitate, de monotonie, de dogme. Înseamnă a căuta noi adevăruri, a crea punți între om și poezie, între om și cultură, între copiii noștri și viitorul lor. Și mai ales trimiteți-i pe copiii dumneavoastră la teatru, pe adolescenți, pentru că nu-i putem lăsa în totala spălare pe creier pe care operează industria de divertisment, serialele de televiziune, jocurile electronice, Facebook-ul, rețelele de comunicare. Toate acestea pot fi bune, dar sunt în același timp și niște iluzii. Ori la teatru se respiră alt oxigen, se deschid alte uși, alte porți, ferestre spre cunoaștere și spre om. Teatrul este european, este internațional, este viață. Faptul că Suceava este un loc al lumii în care acum se face teatru este minunat. Cea mai recentă producție a Teatrului Municipal Matei Vișnec l-a adus la Suceava pe actorul Constantin Florescu. Constantin, zis Tache Florescu, este un actor și o voce care nu tace. În această săptămână e invitatul ediției la Suceava Europeană. Emisiunea este realizată de Alina Mihăiescu și este difuzată marți de la ora 17:00.